Prima serie de tratament începe mai devreme, adică pe 17 februarie. 66 de bilete au fost alocate casei județene de pensii Suceava pentru ca pensionarii să se poată bucura de ele în câteva dintre cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice din țară. Pentru această primă serie a biletelor de tratament au fost alocate CJP Suceava un număr total de 66 de bilete de tratament pentru următoarele stațiuni. 1 mai, Amara, Buziaș, Nicolina, Covasna, Moneasa, Joan Băi, Olenești și Pucioasa. Eliberarea biletelor se va face începând cu data de 12 februarie, iar plecarea în stațiuni se va face în intervalul 17-20 februarie. Să știți că ne luptăm pentru cât mai multe bilete. De exemplu, pot să dau un exemplu că anul trecut... Am obținut un număr de 262 de bilete suplimentar. Ne-am făcut solicitări la București, am avut probleme cu diferiți cetățeni cu grad de invaliditate care manifesta dorința de a pleca obligatoriu. Și București ne-a înțeles, ne-a acordat un număr de 262 de bilete în plus pentru diferiți cetățeni. Deci ne luptăm în continuare pentru pensionare. Cu probleme. Listele cu numărul biletelor de tratament alocate și a stațiunilor au fost afișate atât la sediul instituției cât și pe pagina de internet. Ridicarea biletelor aprobate se poate face numai de către titularii acestora, cu actul de identitate în original de la ghișeul 16 al instituției, situat la parterul sediului din municipiul Suceava. În cazuri excepționale, ridicarea biletelor se poate face de către o altă persoană împuternicită cu procură notarială.